Sunteți la hidroelectrica sau la altceva, dacă aveți nevoie de puțină energie, noua sursă de energie mai tare decât panourile solare, aveți grijă cu cine le-ați făcut, Vali Crăciunescu, veniți încoace. Să trăiți, pare după bine, mai aveți nevoie de mine sau pot să plec? Nu, poftiți aici, foarte bine. Lăsați pianul acolo, pentru că acum, înainte să te întreb, bă, tine o să te mai țin, o să te pun să puși. Avem ceva de degustare sau? Momentan nu avem nimic decât niște roși. Vezi că ți le termin pe Vali, care ți-a fost baci până la adânci bătrâni. Ne-ți-a gătit foarte bine la noi în emisiune. Nu a gătit, sunt șeful lui, dar ei nu știe. Doamne Dumnezeule, câți șefi avem în emisiune. Cum spunea maestrul Dinică? O țară de directori. Da. Doamnelor și domnilor, atenție mare, nu este basic instinct, deși dacă ar fost basic instinct în România, Daniela putea să joace în basic instinct. Greșesc? Cred că adică da, bine, pasional, așa ai fost pasional, tot. Da. E adevărat. Domnul Vali, dumneavoastră am nevoie de dumneavoastră. Legăm fata la ochi, să liniște că te țin eu. Ochi, da. Așa, ține, așa. Așa. Vezi ceva? Nu. Avem aici... Nu, că să se sperie săraca, nu mai... Asta este diva, da? Tu trebuie să ții așa diva într-un fel, astfel încât ea să o rujeze. Îți dă tata aici un ruj. Unde e rujul? Aici, stai, dragă de niște. Da? Așa, fii atent. Așa, vezi ce înseamnă să știi să scoți rujul așa cum se cuvine? Încearcă, așa? Da, stai puțin să văd unde e foaia, în primul rând. Sau ce este? Ai, așa, aia. Așa este, stai un pic așa. Așa. Reici deci, la concursul de orientare turistică. Cred că pe aici trebuie să dau. Acum cum mi-a fi noroc. Tăi, mămică, aranjează. Fă-ți viața, aranjează-o definitiv. Foarte bine. Vai cât de frumos. Brad Pitt, dacă o vedea așa, nu mai luăm. Mai faci ceva? Sau? Nu mai luăm. Ai făcut un echier și un compas, așa. Privi? Păi îți dai seama ce... Tăi, mamă, este o nouă modă, nu știu. Asta că e foarte bine. Așa, a, e foarte bine. Abia acum. Abia acum, frate. Da, cred că am, cine știe, pe ori, pe nas. Nu, e adevărat. Te rog frumos. Vrei? Gata? Te-ai potolit? Da. Ia să vedem. Ia să vedem. Doamnelor și... A, deci fii atent. Știi ce-mi place? Nu m-am dus departe. Nu, a fost foarte bine. Aici trebuie, dar știi că se poartă. Știi că... Acum într-o parte aceea? Albul așa a avut. Într-o așa? Da, da, da. Deci, Iulia, ai venit cu găină sau fără găină? Nu, nu sunt cu găinile, dar îmi pare rău, e foarte... La cât e de frumoasă, îmi cer scuze, Da. Vă rog, frumos, da. Știți cum e, poți să fii cu găinile, cu capurile, da. care cum e. Da. Fugit de acasă cu banii de sifoane, vă rog banii frumos. Banii de sifoane, da. E adevărat. Ia fieți atenți ce v-ați asortat voi doi, ceea ce este foarte nimeni. Da, și nici măcar nimeni nu ne-am vorbit. Perfect, da. Exact. Foarte, foarte frumos. Ce faceți frumoșilor? Dumneavoastră, ce mai faceți, domnul Vali? Deci, în primul rând, suntem în studio, lucrăm la un așa album nou. În al doilea rând, avem turnee în așa țară. Avem acum și săptămâna asta, avem o grămadă concerte în București. Așa? Săptămânile astea. Duminică, sâmbăta următoare, nu mai știu. Bravo. Suntem într-un mare proiect cu marele maestru și inegalabilul Gheorghe Gheorghiu. Frumos. Da. Dacă dragoste nu e... Facem. E așa. Boală de piele. Da. Și avem multe proiecte. Dar sperăm ce faci că... tu cu Gigi Gărghiu? Că el... Nu eu, noi. Ah, voi. Noi. Eram curios. Da, doamnelor noi. Și domnilor, prin urmare... Deci o să noi, cooperativa ai fost cu minte nou. În vara asta, care a fost momentul pe care ai vrea să-l uiți? Momentul pe care aș vrea să-l uit așa? Este că n-am niciun moment pe care vreau să-l uit, că nu, toate sunt da frumoase, nu e da ceva ne... Foarte frumos. Imediat o să-i vedeți pe Anca și Gabriel de la Cursa Iubirii, dacă sunt pe aici pe aproape, o să îi rog pe colegii mei din spate să n-au ajuns încă. Intră, în curând o să vină și o doamnă solistă, după care, după pauza de publicitate, Medana, soția lui Alin Oprea, ni se alătură. Asta îmi place cel mai mult. Și asta, și asta, și tu. Da, prietenul meu. Ăsta-i vecinul lui, el mai stă alături de Morgan Freeman, așa. Da, foarte... Așa, mergem mai departe. Vrei să te mai muți din casa cea frumoasă? Uite ce frumos, mă. Doamne Dumnezeu. Auzi, ce-ai pus în cafeaua aia? Ce am pus și aici. Am înțeles, da. Auzisem că cu casa, că vrei să faci ceva... Nu, m-am mutat. Gata, da? Da, numai. Deci nu. Păi cum să mă mut din casa aia? Nu, abia am luat-o. E și frumos. Da, este și frumoasă. Păi uite, nu ați venit la noi, nu a filmat Dana. Da, am filmat. Bine, de atunci s-au mai schimbat lucrurile în casă, dar suntem bine. Apropo de că tot îl auzeam pe Vali cu concertele și eu, săptămâna asta sunt cu nunțile, săptămâna viitoare am vineri în România, nu știu, George ține agenda, știu că sâmbătă am în Germania și duminică nu știu pe unde, tot în România. Da.
foarte bine. Până când avem alt moment artistic, vreau să-l chinuiesc puțin pe domnul Vali Crăciunescu. Așa, deci, am un test și pentru tine, pe care dai și tu la ruleta fericirii. Da. Care sunt, atenție mare, ești maestru în bucătărie, da? Da. De mă, trebuie să răspund la întrebări, să că poate scap și nu e nevoie. Da. Care sunt cele trei ingrediente principale de la o pizza margherita autentica, italiana? Mozzarella. Ma certo. Ma certo. Roșii. Roșii, așa? Și mai era una, nu mai știu. Ai pune ceva, o frunză. Frunză. Asta, busuioc. Da, domne, hai că te-am ajutat mai. Care este cel mai cald deșert, cel mai mare deșert cald din lume? Să apară, cine e? Uite, bă, băiatule, dar... Băi! Băi, avem o emisiune de intelectual, vă rog frumos. Da. Nu sunt chiar așa blonzi. Da. El, și e, dar vezi că el e original, da. Știi, da, auzi, tu poate te-ai mai fi făcut, da, el? Ne știm cu Daniela de 250 de mii de ani. Dinaintea de șerturi. Nici nu vreau să vă întreb ce faceați voi, când era, adică artistic vorbesc, da. Care este interpretul? Aia, na, bravo. Cine cântă Bohemian Rhapsody? Crăciunescu. Ba da, eu când de la Zavajdoc la Queen, da. Mi se pare, nu? Dar Freddie Mercury, și de fapt nu știu dacă răspunsul corect Freddie Mercury, pentru că e normal trupa Queen. Queen, normal. Și filmul. E așa este. Cine a văzut și știe, evident, a fost pe un disc al formației. E compusă de Freddie Mercury, adevărat. Da. Cine, unde s-a săpat prima fântână în România? Prima fântână în România s-a săpat exact la Toporu, lângă Giurgiu. Asta nu știam. Minte ca un universitate american de scandal. Băi, dar ce sunt eu, mă, arheolog să străduiesc? Prima fântână din România s-a săpat. Asta? Unde? În pământ. În pământ, unde? Ba, am o veste, cred că prima din România s-a săpat pe lună. Bravo, așa îmi place de el, de Vali e în formă. Câte animale din fiecare specie a luat Moise pe arca lui? N-a luat decât atât cât avea nevoie. Foarte multe perechi. Simplu. Răspunsul este nu Moise a luat, Noe a luat. Da. Și nu că Moise a dat legile. Iar și pe urmă Noe. Noe. Să-mi iuna de minte. Ce explic eu? Nu mă fii atent. Noe. Deci prima dată Moise. Moise a dat un WhatsApp. Nu mergea, n-avea rețea. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, te rog eu frumos, zi. Gata, mă, vezi că am vorbit cu... Ca la Gheșase, am înțeles, exact, rămâne cum ai zis, exact. Doamnelor și domnilor, un intelectual în viață, Vali Crăciunescu, da, după cum vedeți. Deci astea erau... Profesor, niște... doctor, eu nu știu cum trebuie. Mă scuzați, de fapt aș putea să spun simplu maestre, nu? Nu. Că, cum spunea Dinic, exact, zic că ai fost ca eu. Zi. Tu ești. Toți suntem directori. Așa, mă țară de directori. Da. Mergem acum. Hai să vedem, să tragem puțin din ruletă. Du-te la ruletă. Hai să vedem, avem imediat un moment artistic cu o fată. Hai, pasează provocarea. Aici o să ajung. Hai. Dau așa sau cum? Da, hai să te văd, Daniela, a tras energic. Ia uite ce trage. Dar ce ai, man? N-ai mâncat azi? Nu. Adu-i un șnițel ceva, că e praful munos. Ia să vezi acum. S-ar coarta... N-ai văzut atâta noroc. Ai scăpat de provocare. Ce e asta? Ai scăpat, nu trebuie să faci nimic. Ba, nu e. Uite aici, imită. Vrei să imiți? Da. Nu. Imit, n-ai scăpat de provocare. Imită, lasă că am, uite, de aici, dar dacă te uiți de aici, uite, vezi, uite, verzi e... Da, fii atent, îți zic imediat ce. Ce urmărim noi? Noi urmărim să nu fim urmăriți. Așa este. Ce? Așa este. Da, s-a rezolvat. Este pași de provocare și așa imitat. Așa, vreau să știu dacă e solist aici, dacă nu îl întreb pe domnul Adrian, dacă are nevoie de, dacă ai nevoie de sfaturi la... Domnul Vali, doriți, domne, să puneți mâna la un șnițel acolo? Nu sunt, cu mare drag. Care are nevoie de puțină lumină. Imediat îl ajut, vă rog frumos. Cum faci tu șnițelul? Hai, dă mai cu spor, îl ajut imediat. Așa, da. Dar ce vrei, să pare că eu nu lucrez bine dacă nu am pe cineva care să mă împingă de la spate. Întotdeauna, zici ce fucă. Băi, și de ce îi pun acolo mânecile, nu glumesc. Adriane, și de ce îi pun acolo? Să te încurce, mă. Băi, nu ți-e rușine. Am fost mare... Băi, șef, explică-i. M-a impresionat ultima oară, a venit cu o sacoșă foarte mare și a adus sarea, piperul de acasă. Tot. Linguri, furculițe. Doamnelor și domnilor, Vali Crăciunescu va veni cu atingerea lui personală. Dar stai să mă... De acum avem o solistă care intră chiar acum alături de noi. Așadar, pentru dumneavoastră, va cânta acum, intrând în forță, Alina Radi. Foarte frumos.